și asistentul Sebastian Gheorghe. Între timp balonul ajunge pentru această execuție de 2-0, gol Șepși. Marius Ștefănescu, minutul 86, i-a prins bine să înceapă din postura de rezervă. Iată, ambiționat, Ștefănescu primește acest balon, o pasă genială trimisă de Mario Rondon. Rondon, Ștefănescu, trimis în teren în această repriză secundă de Cristiano Bergodi, fac diferența. Lucrurile sunt clare, minutul 86. Marius Ștefănescu, zâmbetul satisfacției supreme, un 2-0. Venit pe fondul unui joc de siguranță în defensivă pentru Șepși și de oportunism în treime adversă. Șepși a știut foarte bine să profite de fiecare dată, nicio șansă. Pavol Șafranco deviază foarte bine, iată pasa lui Mario Rondon, de generic, execuție în forță. Atinge balonul Horațiu Moldovan, dar nu poate schimba traiectoria și avem acest Șepși Eșca rapid, 2-0. Oamenii care au venit de pe banca celor de la Șepși în comparație cu cei care au intrat de pe banca Rapidului reușesc să facă diferența. Este un alt element în această seară.